Ruptura. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Psalmii, capitolul 34, cu 18. Aproape în fiecare zi, în cabinetul meu am oameni care vin cu cazuri de urgență. De obicei au un dinte rupt, infecții acute sau alte probleme dentare care le provoacă dureri. Dacă este vorba de un dinte rupt, uneori pot repara sau salva dintele cu o plombă ori o coroană, în funcție de dimensiunea fracturii. Dar singurul lucru care este permanent în stomatologie este o extracție. Orice altceva, și plomba sau coroana, va trebui înlocuit la un moment dat. Chiar dacă vreau ca restaurările realizate în cabinet să reziste la pacienții mei pentru totdeauna, știu că au o durată de viață limitată. Bunul Dumnezeu însă ne poate lega rănile și rupturile, stricăciunea noastră spirituală și să le vindece permanent. Când Domnul ne vindecă inima zdrobită, aceasta este o reparație permanentă. Din Scriptură vedem cum Dumnezeu îi vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii, capitolul 51, cu 17 spune: jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Citim în Psalmii, capitolul 147, cu 3. International Bible Encyclopedia spune: o inimă smerită este aceea în care mândria și autosuficiența au fost supuse complet de conștiința vinovăției. Această vinovăție este o conștientizare a păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu. O inimă mândră are nevoie să fie reconstruită. El singur creează în noi o inimă nouă, care este supusă și ascultătoare. El ne modelează și ne reformează. Filipeni 1 cu 6 spune: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Nimic pe pământ nu este permanent, doar Dumnezeu și cuvântul Său sunt permanente. Chiar dacă ne place să ne gândim la lucruri precum case, clădiri și chiar coroane dentare ca fiind permanente, doar Dumnezeu este etern. Ți-ai făcut permanentă, stabilă relația cu Dumnezeu? Dumnezeu spune în Isaia 1 cu 18: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.